suntem pe data de 21 august. În această zi e cald, cred că mai cald decât ar fi normal. Și am venit să mai dau niște turte la albinuțe. Să vedem ce mai fac ele. Și să înlocuiesc diafragmele de polistiren la roi. Acesta este un roi. O să înlocuiesc polistirenul. Prima dată voi arunca o privire să văd cum arată roișorul. Această diafragmă de polistiren o să o folosesc doar ca întăritură a peretului lateral, adică o dublură, aici asta, așa. După toată invazia de văros, o să tot iau măsuri pentru a preveni boala respectivă. Ramă cu miere. Ramă cu miere, foarte, foarte bine încărcată. Ramă cu puiet, foarte fain, numai că rama e mai veche, ar trebui schimbată. O altă ramă cu puiet. Asta e o ramă și mai faină, fiindcă acum eclozează albinele. Aici este o matcă tânără.
Uite, în cazul acestui roi, nu văd păstură. Aici ai larvar foarte frumos. Această colonie încă o să mai crească în putere din câte văd eu, din care mult puiet are. Foarte mult puiet. Doamnă, cu miere. Și aici mai este încă, mai sunt câteva celule de eclozat, dar va fi ultima ramă, să zic așa. O să-l mai strâng acum cu o ramă. Mai sunt cu o ramă și această diafragmă de polistiren o trec la perete. Deci pe perete poate să stea polistirenul. Acolo poate să stea, e un izolator bun. Dar în partea goală a coloniei voi pune carton. Voi pune o bucățică de carton. E un pic mai lung decât ar trebui. O să-l tai un pic. Îl tai un pic și o să-l las acolo. Nu știu dacă o să-l roadă albinele. Pe deasupra vor avea loc. Acolo va fi cartonul și voi vedea, nu știu dacă îl vor roade. Îi pun turtă. Nectar au destul, dar nu știu dacă au și destulă proteină. Și cam asta este.
așa încet, încet la coloniile care sunt așa mai micuți, îi introduc câte o foaie de carton, dar acum încă e de vreme. Ești curios dacă roade, o să vin în câteva zile să văd dacă roade acest carton. Iată, am aici pregătit mai multe. Le voi așeza aici și în caz că nu roade, o să trec la mai mult. Cam atât în acest episod, în această parte sau în această zi. Eu dau mai departe turtă și până data viitoare, mai bine!